aveți de adăugat ceva, de completat? Nimic. Dacă nu, supunem la vot procesul de vot de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abține? Nu. Nici împotrivă. Așa, domnul președinte, o să dea citire ordinii de zi la ședința de astăzi. Primul punct din ordinea de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contele cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste de la școlile cu clasele 1-8 Berești al sfârșitului anului pentru luna ianuarie 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobare indicator și devize reactualizat la proiectul alimentare cu apă potabilă în satele Berești al sfârșitului anului. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicator și devize reactualizat la proiectul Sisteme de canalizare și epurare a apei uzate în satele Berești, Azău și Turluianu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicator și deviz reactualizat la proiectul Reabilitare Dispensar Medical Tescani. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Asociației Terdezom în cadrul proiectului Suport pentru Infrastructura Socială de Sănătate și Educație, respectiv pentru obiectivul dotarea cu instalații termice a școlii gimnaziale din satul Berești Aslău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui punct de transformare al EON în satul Tescani pe domeniul public al Comunei Berești Aslău. Punctul 7. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rugăm să punem în vot. Mulțumesc. Împotrivă, nu. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste de la școlile cu clasele 1-8 Berești Aslău și Turuianu pentru luna ianuarie 2019. Prezintă domnul prof. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care fac naveta în Comuna Berești Aslău pentru luna ianuarie 2019. Primarul Comunei Berești Aslău, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 105 aliniatul 2 litera F, ale articolului 276 și ale articolului 304 aliniatul 14 din legea numărul 1 pe 2011 a Educației Naționale, în conformitate cu prevederile articolului 36, aliniatul 1, aliniatul 2, litera A și D, aliniatul 6, litera A, punctul 2 din legea numărul 215, pe 2001, privind administrația locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea numărul 23, pe 2019, a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Berești Azlău și a hotărârii numărul 10, 2019 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Curțianu, raportul de specialitate numărul 2011 din 20.02.2019 al compartimentului de specialitate, expunerea de motive numărul 1012 din 26.02.2019 a primarului Comunei Berești Azlău, în temeiul articolului 45, aliniatul 2, articolul 42, 2, articolul 115, aliniatul 1, litera P și articolul 117 din legea numărul 1, numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completat, propune. Articolul 1. Se aprobă de contarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care fac naveta în Comuna Berești Azlău, cheltuielile de deplasare aferente lunii ianuarie 2019, Școala Gimnazială Berești Azlău în quantum de 1536 lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 23 pe 2019 a Consiliului de Administrație. Articolul 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care fac naveta în Comuna Berești Aslău, cheltuieli de deplasare aferente lunii ianuarie 2019, Școala Gimnazială Turuianu, în quantum de 2507 lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 10
pe 2019 a Consiliului de Administrație. Aveți dat legalitate și dacă aveți întrebări complete vis-a-vis de cele prezentate la punctul 1 din ordine. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este cel la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicator și deviz reactualizat la proiectul alimentare cu apă potabilă în satele Berești, Aslău și Turuleanu. Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești, Aslău și Turuleanu, Comuna Berești-Azău, județul Bacău. Domnul Turpan, în calitate de primar și eu la principal de Crete, primă pară în calitate de consilier al Comunei Berești-Azău, județul Bacău, doamnul și domnul consilier. Vă spun că am rezultat desfacerea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în ființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Azău și Turuleanu, după cum urmează. Având în vedere, articolul 20, aliniatul litera a și i, și articolul 41 și 46 din legea 273 pe 2006 din legea finanțelor publice locale, dispozițiile articolului 71 din nou UG 114 pe 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Adresa 21.748 din 11.2019, înregistrată la OATB Berești-Aslău, pe numărul 706 din 12.2019, transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În conformitate cu prevederile legii 273.2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 227.2015 privind codul fiscal în temeiul articolului 36 alinia 4 litera, articolul 45 alinia 2 și articolul 48 alinia 2, articolul 115 alinia 1 și articolul 117 din legea 215 pe 2008, administrația publică locală republicană prin diverse comitete de instituțioare, propune 1. Propune spre aprobare devizul general actualizat pentru investiția înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Azău și Turuleanu, Comuna Berești-Azău, județul Bacău. La punctul 2, propune spre aprobare valoare totală actualizată a investiției în sumă de 7.365.019 lei, inclusiv TVA, din care, de la bugetul de stat, 7.028.281 de lei, inclusiv TVA, și de la bugetul local, 336.738, inclusiv TVA. La punctul 3, propunem cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 336.738 de lei, inclusiv TVA și al oricăror alte cheltuieli neeligibile, ci să vorbim necesar realizării investiției. După cum bine știți, ordonanța 114 aduce niște clarificări pe linia reorganizării acestor calcule în cadrul proiectelor, fiind ridicate prețurile, costurile, cel puțin la nivelul de manoperă. În astfel de condiții, toți partenerii noștri care aveau derulat aceste proiecte, și noi inclusiv, suntem obligați să aducem la cunoștința Ministerului de Dezvoltare Regionale aceste modificări legate de prețuri. Pentru asta am intervenit în ședința de asta. Întrebări. Întrebări cum? Nelămuri? Dacă aveți, dă-l la... Punctul 2, da. Nu sunt. Supunem la vot punctul 2 din ordinea de zi. Cine este pentru? Votiva, abține dumneavoastră. Mulțumesc. Da, vreau să spun că e bine să trecem de propunere, pentru că
Cadrul legal e același. Acela numai că e alt proiect. Alt proiect. Deci toate proiectele pe care le-am accesat din cadrul federal. Deci la articolul. Da. A doilea raport este cu referire la înființarea rețelei de canalizare și apelizate menajere. Trecând peste cadrul legal, așa cum domnul primar ne-a sugerat, propune. La punctul 1, propune spre aprobare devizul general actualizat pentru investiția în înființarea rețelei de canalizare și apelizate. La punctul numărul 2, propune spre aprobare valoarea totală actualizată a investiției în sumă de 12.387.441 lei, inclusiv TVA, din care, de la bugetul de stat, 12.010.117 lei, inclusiv TVA, și la bugetul local, 376.623 lei, inclusiv TVA. Iar la punctul 3, propun cofinanțare din bugetul local în sumă de 376.623 lei, inclusiv TVA, și aplicarea la alte cheltuieli eligibile ce vor fi necesare realizării investiției. Și al treilea, care îl aveți cu reprezentanții, dacă sunt întrebări, întrebări, completări sau anumări. Astea sunt calculi făcute. Deci actualizate prețurile. Poate ați auzit, eu am spus că 14. Toată lumea. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Toată lumea știe. Mulțumesc. Nu sunt împotrivit. Deci la punctul 4 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și devizele actualizate la proiectul reabilitare dispensar medical de Scani. Da. Deci la fel, trecem la partea de propunere. La punctul 1, propune spre aprobare devizul general actualizat la investiția reabilitare dispensar medical de Scani de una de Stasdor. La punctul 2, propune spre aprobare valoarea totală actualizată a investiției în sumă de 874.350 lei, inclusiv TVA, din care, de la bugetul de stat, 680.091 lei, inclusiv TVA, și la bugetul local, 194.267.000 lei, inclusiv TVA. La punctul 3, propune cofinanțare din bugetul local a sumei de 194.267.000 lei, inclusiv TVA, și oricare la altă cheltuieli neeligibile ce vor fi necesare realizării investiției. Da. Nelămuriri, comentarii, completări. Nu știu, supunem la vot. Deci punctul 4, cine este pentru? Mulțumesc, toată lumea de acord. Punctul 5 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acceptarea donației Asociației Ter de Zon în cadrul proiectului suport pentru infrastructura socială de sănătate și educație, respectiv pentru obiectivul dotarea cu instalații termice a școlii gimnaziale din satul de Vestate. Citim raportul. E vorba de donația pe care Fundația Tătezon din Elveția a inițiat-o de anul trecut și care s-a finalizat. Spre mulțumirea noastră că s-a finalizat, spre nemulțumire că nu s-a finalizat mai devreme, da? La urmă totul despre mine. Deci, prin hotărârea de față, vom accepta donația pe care Fundația Tătezon a făcut-o și ne asumăm, incluzând în inventarul domeniului public, investiția făcută. Deci, hotărâre privind acceptarea donației ca urmare a ofertei formulată de Fundația Ter de Zon din Elveția, având ca obiect implementarea proiectului SHINE, respectiv dotarea cu instalații termice a școlii gimnaziale din satul Berești-Azlău, Comuna Berești-Azlău, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Berești-Azlău, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019, având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate, expunerea de motive a primarului comunei, acordul de asociere
numărul 19 din 27-a 2-a 2018, deci iată că e exact aproape la un, la un an, adică nu exact aproape, cu o zi mai devreme de un an, între Fundația Târdezom și UAT Comuna Berești, Azlău și anexei 1 la acordul de asociere, în vederea implementării proiectului respectiv, totarea cu instalații termice a școlii gimnaziale din satul Berești, Azlău, Comuna Berești, Azlău, a legii 213/1998, legea 215/2001 și legea 287/2009, precum și adresa numărul 964/22-2019, emisă de Fundația Târdezom, prin care solicită emiterea hotărârii Consiliului Local pentru acceptarea donației, se hotărăște. Articolul 1. Se acceptă donația făcută de Fundația Târdezom pentru UAT Comuna Berești-Azlău cu referire la implementarea proiectului dotare cu instalații termice a școlii gimnaziale din satul Berești-Azlău, Comuna Berești-Azlău, în valoare de, cu valoare de 65.726 lei. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Berești-Azlău să semneze contractul de donație în forma prevăzută de lege. Articolul 3. Preluarea investiției se face, ce face obiectul donației, se va face pe bază de proces verbal de predare, primire asumat de ambele părți. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi înaintată primarului Comunei, instituției prefectului și celorlalte instituții interesate și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Da. Vă reamintesc că la acest obiectiv, pe lângă donația făcută de Fundația Târdezom, am avut și noi cota de participare în valoare de 40.000 de lei, constând în procurarea centralelor termice, cele două porburi de centrală, precum și amenajarea spațiului centralei termice, prin racordarea. Adică racordarea a fost făcută, noi am mers pe partea de infrastructură. Dacă aveți ceva nelămuri, ce le vedeți la cine? Sunt potriva donații. Mai bine să ne mai am. Punem la vot punctul 5 din ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui punct de transformare al EON în statul Tescante, în domeniul public al Comunei Berești. Da, voi succin să vă prezint despre ce e vorba. La Tescani e la punctul de transformare undeva în Lunca de la Tescani, dinspre Boșoten. Punct de transformare care ne crea destul de multe și dese inconveniente. Și din această cauză, prin insistențele pe care le-am făcut la Delgaz, s-a aprobat o finanțare din partea Delgazului pentru schimbarea poziției acestui transformator, respectiv acum e în Lunca, din fața, de lângă podul de la Tescani, pe partea stângă, cum ne ducem spre Florești. Și care va permite și împărțirea tronsonului alimentat de vechiul transformator în două, în așa fel încât și puterea echilibrare, da, mai corect, să fie mai bună. Deci, proiectul de hotărâre se referă la aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Berești-Azlău. Primarul Comunei Berești-Azlău, având în vedere raportul de specialitate al compartimentului urbanic și amenajarea teritorialului, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei, solicitarea înaintată de Delgaz, Grindesa, și înregistrat la UAT cu numărul 1019/26-a 2-a 2019,
propune articolul 1, acordarea acordarea cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute de suprafață către Deol Gaz asupra terenului în suprafață de 20 de metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Berești Azlău, suprafață ocupată de fundația a 3 stâlpi, fiecare stâlp ocupând câte un metru pătrat și de culoarul aerian ocupat de conductorul aerian LA de 20 de kW, 17 metri pătrați, în zona postului transformare Peter 2 Tăscani, pe durata realizării lucrărilor necesare, reamplasare Peter 2 Tăscani, eliminare risc, loc de muncă, condiții periculoase în localitatea Tăscani, județul Bacău. Articolul 2 este Cedel Gaz Green. S.A. este obligat să readucă terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la stare existentă în începerea lucrărilor și să le facă împrejmuirile în cazul în care acestea au fost afectate. Articolul 3 se aprobă contractele de uz și servitute conform anexei 1, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 4 se împuternicește primarul Comunei Berești-Azlău să semneze contractul de uz și servitute prevăzut la articolul 3. Deducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri vor răspunde primarul Comunei Berești-Azlău și compartimentul de urbanism și amenajare a teritoriului. Pentru 6, mă rog. Da. Deci suprafața practic ocupată e de 2 metri pătrați. Nu, 20 e spațiul care ei folosesc acum pentru construcție, dar la redau. 3. 3, da. 3 stâlpi cu 1 metru pătrat. 3 stâlpi. Dar și readuc la... Nu e din, nu face parte din zona izlazului public, acolo erau probleme, e vorba de domeniul public, privat al comunei. Deci nu ne împiedică cu nimic, încă din potrivă ne ajută. Da. Dacă aveți întrebări sau... Atunci, să punem la vot punctul 6 în ordinea zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu s-a făcut eu așa. La punctul 6 în ordinea de zi. Probleme diverse. Vă rog. Da. Da, până când vă hotărâți să luați cuvântul și să discutăm despre problemele pe care vreau să le ridicați. Aș vrea să revin puțin la cele discutate la punctele anterioare, respectiv la proiectele pe care le avem în derulare și pentru care va trebui să suplimentăm din bugetul local deocamdată până la o rectificare de buget, avută cu siguranță în vedere de către guvern, pentru că cele trei proiecte de care vorbeam sunt cele din cadrul PNDL și care sunt aflate deocamdată în stadiul de start aproape al începerii de execuții lucrărilor. Respectiv la înființarea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare. Proiectele tehnice sunt 90% gata. Urmează să primim un aviz de la Institutul de la Minister privind hidrologia, după care, proiectele fiind gata, același grup de firme care au câștigat licitația, respectiv Teoval și încă două firme care se ocupă cu proiectarea, să intre și la execuție. Deci nu mai avem acel timp mort de între proiectare și licitație pentru execuție și așa mai departe. Deci astea s-au ars timpii respectiv și vor începe direct cu lucrările. Numai bine se potrivește și cu sezonul, că vine primăvara și se poate demara, se pot demara toate cele trei proiecte. Noi suntem aproape convinși că dacă lucrurile merg bine,
Bine, deci e acel dacă, pentru că, din păcate, ne confruntăm noi ca țară și noi ca și autorități locale cu această indecizie politică și nu numai politică, ci parcă mai mult de hărțuială, în care în loc să ne vedem de treabă la momentul de față, să intrăm deja în brazdă, stăm și așteptăm să vedem, pică bugetul, nu pică, intră, nu intră și așa mai departe. Cu toate că promisiunile de investiții sunt clare și la obiect, adică finanțările sunt deja aprobate. Nu facem politică acum, dar să suntem supuși unui trac continuu și unei presiuni pe care numai cei care lucrează în administrație clară, locală, o pot percepe și o pot simți. Și prin că toți suntem și cu în fața unor camere de care mai și transmit și în altă parte, este bine să tragem un semnal de alarmă și să le dăm de gândit acestor politicieni, indiferent de culoare, nu că eu nu mă refer la nicio culoare, să le dăm de, să aibă de gândit că binele țării se află, de fapt, aici. Și nu în iposele unora sau altora, că vor sau că nu vor. Nu vor, ducă-se acasă și să ne lase în pace. Și să ne lase să facem treabă, pentru că noi, pentru aia, suntem aleși de oameni din comunitățile locale, suntem aleși ca să facem treabă. Suntem aleși ca să le aducem și lor un grad de alinare, că atâta ne-a mai rămas să-i alinăm cât de cât cu câteva investiții și să nu stăm toată ziua cu ochii pe televizor să vedem. Mai vrea nenea ăla să aprobe, mai vrea nenea ăla altul să conteste, vrea nu știu ce mai vrea, pentru că ei sunt pe Bulevardul Victoriei ca la spectacol. Iar noi suntem aici, în noroaie, în... Și vin și ne critică pe altă parte că, băi, aveți closetul în curte, că aveți, n-aveți rețea de apă, n-aveți rețea de canalizare și așa mai departe. Eu chiar fac un apel, pentru că toți suntem aici, să fac un apel și către toți ceilalți colegi ai mei, ai noștri, că de fapt suntem cu toții aleși ai locali, să punem mâna pe, să nu punem mâna pe băț, dar să punem gura la bătaie și să-i atacăm în așa fel încât să-și dea seama că la București sunt trimiși de noi, sunt trimiși pentru a ne reprezenta acolo și sunt trimiși nu să-și bată joc de noi cu lozinci și cu tot felul de manifestații dintre astea de doi bani. Părea să-și le păstreze pentru ei și să-și, dacă vor să facă gargară de genul ăsta, să o facă la ei acasă. Nu cu noi. Cer scuze, că, dar pur și simplu simt că nu mai rezistăm. Adică pur și simplu suntem cu proiecte încetinite și duse la extrem. Avem proiectul pentru drum de 4 ani de zile, stăm cu el în avize și avizare, că nu știu ce, de frica lui DNA-ul, lui nu știu mai cui, și stăm cu, acum am ajuns la stadiul de licitație și este subevaluat. Păi în 4 ani de zile normal că este subevaluat și din punct de vedere valoric al materiilor prime pe care le folosesc constructorii și nu se prezintă niciun constructor, normal, ăla nu vin să piardă. Și stăm și ne uităm, stăm și tot cu... Am avut licitația pe 18 februarie, nu s-a prezentat niciun constructor. Pentru că timp de 4 ani am stat și am căutat să ne înțeleagă și care trebuie să înțeleagă și pentru fiecare etapă avizul dă-mi un aviz favorabil pentru avizul dat odată. 4 ani ca să ții să faci o lucrare pe 5 km de drum. Și bineînțeles că oamenii ajung la exasperare. Oamenii din localitate stau și se uită, băi, fraților, care-i treaba? Voi tot ne promiteți. Noi nu ne-am promis nimic. Spre mulțumirea mea este că nu ne-am promis oamenilor nimic. Și am spus-o, băi, când o să fie gata lucrarea, o să o vedeți. Dar așteptările sunt mari. Din băieții din Italia, din Spania, de unde sunt la muncă, voi un an de zile n-ați mai făcut nimic. Ce faceți voi acolo? Și dau cu noroi tot în noi ăștia de aici. Nu în ăia în care se adună în Piața Victoriei. Ar trebui să aruncăm gunoiul ăsta tot să-l primească ei în față și să-l aducem aici și să vadă exact despre ce e vorba aici, nu acolo. Aia cu cătușele în mâini și cu... Parcă țara asta e numai de infractori și numai de cătușe făcut. Noi nu știm cum să-i îmbunăm pe oameni, adică să-i facem
să-i conștientizăm cu salubrizare, cu cât de cât un grad de educație pentru copii, să-i le acordăm condițiile și ei stau și greu. A, ce fac primarii? Scoți! Ce faci consilierii? Scoți! Stau pe scaune și dorm. Ei, uite că nu stă pe scaune. Și dacă ferească Dumnezeu, să nu ne ridicăm de pe scaune, până la urmă. Da. Asta a fost un pof. De acum să revenim la oile noastre, pentru că avem multe și cornute, cum să zic. În afară de cele trei proiecte care sunt pe PNDL, le avem un curs de execuție, cele cu grădinița de la Turluianu, căminul de la Pescani, care sunt în grafic și slavă Domnului că ne-au hărăzit sorții niște constructori buni și cum să zic, responsabili pentru meseria lor. Cele două obiective sunt chiar în stadiile bune de execuție. S-a lucrat și pe timp rău și, mă rog, și sperăm ca la timp, sau în iunie, iulie, chiar mai devreme decât termenul prognozat, să reușim să dăm în funcțiune pentru acești copii ai noștri grădinița din Turluianu, care tot așa. De când eram director de școală, tot am promis că facem grădinița. Te-am împiedicat așa de zeci de obstacole dintre astea și în sfârșit avem și sper să fie una dintre cele mai moderne grădinițe din zona rurală. Iar că mai era un pic, fac o paranteză, mai era un pic și făceam grădinița și nu mai sunt copii. Și cauzele nu le mai preiau. De asemenea, sperăm să reactualizăm proiectul pentru drumurile din satul Boșoten și în Turluianu în scurt timp, în foarte scurt timp, și să redeschidem iarăși, să redeschidem licitația pentru poate, se îndură un constructor să preia. Și am ajuns la stadiul în care nu găsești constructor să facă lucrări. Dați seama ce... Și noi ne plângem de locuri de muncă. Că nu sunt locuri de muncă. Sunt. Da. În imediat, acum, predăm din nou proiectul pentru GAL, pentru utilaje și accesorii pentru Buldoi Savator la un serviciu de drumuri, în așa fel încât să avem toată gama de accesorii pentru a nu mai avea nevoie de niciun fel de intervenție din afară. Deci, dacă în momentul de față avem sărărița, ne-am descurcat cu toată dezăpezirea pe toată perioada de iarnă, fără să apelăm la nici o oră de intervenție din altă parte. Deci numai cu utilajele noastre și cu băieții care lucrează în acest serviciu. Cu ocazia proiectului pe care cu siguranță o să-l și implementăm, vom avea toată gama de utilaje. O să discutăm mai pe larg acum. Am solicitat să includem în asta un mini-excavator pentru șanțuri mici și pe zone restrânse, un tocător pentru resturi vegetale, cupe de toate dimensiunile, trapezoidală pentru șanțuri, pentru de-astea așa. Da. O foreză pentru, pe care o putem folosi și la plantarea de pom, dar și în alte stâlpi și așa mai departe. O freză de zăpadă și nu știu dacă mai e ceva, dar oricum cam astea. Sunt cam gama completă, altceva nu mai e. Accesorii pentru bol. La salubrizare. Pentru anul ăsta există un alt mod de plată la salubrizare, și anume a intrat în vigoare ordonanța 74, prin care se va plăti la cât
gunoi se face, deci la masa de gunoi, și nu mai plătim deocamdată la persoane, cu toate că noi nu putem să facem, să cântărim la fiecare poartă și atunci întreaga sumă care va fi de plată va fi împărțită la numărul de persoane din gospodări. Fac un apel și vă rog tare mult să lucrăm cu toții și împreună cu aparatul din primărie să conștientizăm oamenii să nu mai arunce decât gunoi menajer strict. Adică să nu mai pună gunoiul din curte, pietroaie și așa mai departe în tomberoane. Au ajuns în toamnă, s-au aruncat mere. Alea sunt tot ce e biodegradabil, au unde să-l folosească. Și să venim numai cu gunoi menajer sau și mai ales cu gunoi selectat, carton, hârtie, plastic, fier, sticlă, în containerele pe care o să le amplasăm, nu așa cum au fost amplasate de cei de la Rompres, ci o să le amplasăm la agenții economici, în preajma agenților economici. Dacă sunt 2-3 unul lângă altul, o să amplasăm un singur punct de colectare. Sau și la școli, la unități publice, în așa fel încât să recuperăm cât mai mult din astfel de gunoi reciclabil. Asta pentru că acel bunoi va fi și o sursă de bani. El va fi plătit, cuantificat și atunci scade din prețul de cost. Dar vă rog tare mult, eu o să fac și o scrisoare către fiecare cetățean în partea pe care o să o trimit prin cei de la poliția locală, către fiecare cetățean, în așa fel încât să-i atenționăm și să-i conștientizăm să nu mai arunce tot felul de gunoi. Să nu picăm nici în extrema cealaltă, pentru că sub masca sau sub chestia, inițiativa de a avea cât mai puțin gunoi, oamenii să ia gunoi și să arunce în pârâm. Deci să fim foarte atenți și mai ales foarte, expliciți în relațiile cu oamenii, să le spunem, să le explicăm despre ce e vorba, că e în interesul lor și în interesul nostru al tuturor. Ce se poate folosi ca și îngrășământ vegetal, îl pot depozita în curte, au fiecare, au spații, mai ales la țară, nu se pune problema. Una e la un oraș în care chiar mai mult de ce să faci cu restul de fructe, mere, alimente și chestii de genul ăsta. Aici poate să dea la animale, poate să-l pună într-o groapă din curte care unde se și transformă în gunoi menajer, în gunoi îngrășământ. Deci, haideți să începem să fim mai activi. Și nu e greu, pentru că ați văzut, acum 10 ani, când am introdus serviciul de salubrizare, toată lumea era speriată că, vei de mine, nu se plătesc și oameni. Ei, acum se vede, toate cursurile de apă sunt curate, nu mai avem probleme de genul ăsta. O să începem de... Hai că mâine e 1 martie, o să aruncăm ghiocei, să începem curățenia, dar de luni începem, împreună am vorbit și cu cei de la poliția locală, o să îi activăm pe cei de la 416, să începem curățenia de primăvară, cu curățarea șanțului, tot ce implică curățenia de primăvară și vă rog ca și consilieri să dați concursul acolo unde, în fiecare în satul în care sunteți, să eventual să-i mai și îndrumați, uite, și acolo trebuie făcut sau chestii de genul ăsta, în așa fel încât să cuprindem absolut tot și să-i scoatem și să-i lămurim și pe oameni, că nu e obligatoriu, adică nu că nu e obligatoriu, nu, activitatea asta nu se face numai cu cei de la ajutor social, pentru că nu avem, adică nu trebuie să vedem în oameni ăștia numai neapărat niște sclavi sau niște oameni de servici. Acolo unde e un bătrân, unde e un neputincios, corect, sunt de acord, dar unde cetățeanul e în putere, nu o să mă duc să-i fac curățenii la poartă și el să stă să uită pe gard, mai și vedere. Cam în mare asta e și mai răspund la ceea ce mai aveți dumneavoastră ca probleme sau pe care le-ați întâlnit în fiecare
localitatea noastră. Spuneați de investiția care se face de E1 la Tăscani. Cu câteva luni în urmă am fost solicitat, să spun așa, de oamenii din cei care stau dincolo de pod, de la intrare din Tăscani până la pod, că nu sunt mulțumiți de tensiunea electrocardicii nu funcționează la capacitate. Da. Zic, sper să, cu ocazia noii, cum să spunem, instalație sau transformatorul, să ajute rețeaua să, ca oamenii să fie mulțumiți de nu merg mașinile de spălat, cum trebuie, hidrofor, tensiunea oscilează. Noi am mai făcut adrese către Distrigaz și în ideea că rețelele sunt de pe timpul când era câte un aparat electrocasnic în casă. Ei, acum sunt mult mai multe. Și ai subdimensionat. Și trebuie o revizie totală, plus, în același timp, și pentru rețele. Că rețelele, eu cel puțin sunt exasperat de chestia asta. Când văd un stâlp a plecat, parcă... Am făcut adresa. Acum mi s-a promis că, odată cu primirea bugetului de anul ăsta, suntem incluși în lista de investiții și sperăm să... Noi nu putem face noi. Treaba. Dar o să pistonăm în așa fel încât să se vedem. La școală, la Enrique, este o problemă cu spații verde, acolo unde, care am apărut acum de când transportăm copiii de la Bușuteni și de la Presaca. Trebuie să păstrăm și spații verde, dar tot întorcându-se microbuzul acolo, cred că ar trebui un pic de balast, că acolo a fost problema asta și dar măcar la intrare acolo, în curte, dar să, cumva să facem, deci să se păstreze spațiul verde. O să vedem, să vorbim și cu șoferul să întoarcă mai pe unde se leagă în alea, ca să păstrăm spațiul verde și numai la intrare acolo să punem niște balanțe. Și pentru că veni vorba de școală, chiar la următorul Consiliu Profesoral o să vin și eu și să... împreună cu cadrele didactice, cu elevii, să îi sensibilizăm pe copii, una, pentru deșeurile astea selective. Și a doua, să începem cu ei o acțiune care le va place, cu siguranță, să mai plantăm pomi, să mai plantăm... Deja la școală mai sunt care s-au trebuit că... Păi asta e, adică să nu stăm numai că... Copiii sunt foarte receptivi la chestia asta și le face plăcere. Sau mai uscat între cei. Pomii din față de aici sunt puși de mine cu clasa mea de acum cât? Din 93 cât sunt? Dar au îmbătrânit. Veniți și voi. Dar și noi acolo, deci anul trecut s-au plantat și s-au mai uscat. Trebuie replantați. Livada școlii la fel îngrijită și dată ei, la momentul în care am plantat în livada școlii, aveau fiecare plăcuță cu numele lui. Da. Trebuie re-prospădată chestia asta. Ei, erau mulțuneți mai mari, acum sunt un pic mai greu, unități mici. Contează, ăla micul face treaba mai bun. Și îi place. Nu mai ajungem vorbim cu omul. Și îl învățăm de mic odată și cu chestia asta, pentru că el se duce acasă și el o trage pe mamă sau pe taică sau de mâine, că tata, nu-i bine să arunci gunoiul ăsta, dacă, dar asta trebuie să o știe și el. O știu de la noi, pentru că am avut noi degeaba. Și părinții ne-au fost tot elevi. Puteți gâmbina unii pe alții. Tot noi trebuie să facem. Să nu ne ascundem de treabă, să nu ne fie frică. Da. Dacă nu mai sunt... Acolo s-a rezolvat, nu? Probleme, alte probleme. Dacă nu, mulțumim de participare și de colaborare. Mulțumim alte pareșințe. Mulțumesc.